La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Sunteți doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la un nou episod de Chef Frumos cu Dumitru Chirpice și Păzune. Astăzi vom face taxi puțin mai ilegal așa pentru că nu sunt practic cu mașina de taxi, deci nu vă recomand să faceți asta și voi. Pentru că în orașul ăsta, dacă vă prinde că faceți taximetrie, bine, poliția dacă vă prinde, vă dă oameni de vă ustură în cur. Dar eu îmi voi asuma acest risc, așa că vi face taxi cu această mașină superbă. Bineînțeles, fraților, episodul ăsta este doar caterincă și atât, nu este roleplay-ul ăla super blanao sau mai știu ce căcat. E un episod doar pentru amuzament și atât. Asta o zic pentru cei care sunt critici, pentru că vom merge cu o mașină care nu e tocmai normală. Și care o să zică, altă ce roleplay acolo pe Hades, da, mai face și caterincă, mai ales eu, pentru că fac episoade și vreau să fie caterincă episoadele și așa mai departe. Și unele episoade mai sunt și făcute la troll. Așa că let's go, boys! Da, doamne, deci asta este mașina cu care vom face Uber astăzi. Uber, vorba vine că nu există Uber în 96. Taximetrie ilegală, domne, taximetrie ilegală. Ce vorbiți, domne? Vom duce fiecare persoană direct la destinația finală. Mama, a făcut și ribă de mână dracului. Doamne fereastră. Semnalul merge, merge, semnalul cu sire merge. Aolo, domne. Hai să treci. Mulțumesc. Și merge la prima comandă din această zi mirobolantă. Să luăm primul individ care va merge astăzi cu noi. Să-l ducem acolo unde își dorește dânsul la destinație. Să vedem poate... Mă, că și nu prea e cu tracțiunea mașinuța asta. Își pierde tracțiunea foarte rapid, din păcate. Da, e foarte confortabil și te ține cea care mașină de curse pentru că e foarte joasă. E un Wolseed ceva vechi. L-am văzut și eu tăiat acolo într-o curte asta de fiare vechi și am spus, doamne, chiar ar trebui să facem ceva bani cu ăsta. Înainte să-l dau la fiare vechi să... Bine, l-am cumpărat de la fiare vechi și o să-l dau tot la fiare vechi, dar mai scump. Dar înainte să fac asta, am zis, bă, doamne, dacă tot merge motorul, totul se bagă așa câteva curse, mă înțelegi? Ca să nu fie o problemă, mă înțelegeți? O mașină superbă, impecabilă. O jumătate de mașină, își putea spune. Claxonul funcționabil, la fel. Va trebui să bag ceva combustibil ca să... fie toată treaba. Și cam atât care sunt de colecție. Taxi, domne, taxi aici! Domne, ce taxi e ăsta, mă, frate? Urcați în mașină, domne, vă rog frumos! Păi încăpem amândoi? Păi e de două locuri, domne, e sport! Șefule, vreau și eu să mă urc, unde Calco. Să merg și eu. Șefule, cum se duce ăsta? Să spuneți unde vreți să ajungem, domnule, care este destinația mea. Să vă puneți și centura, vă rog frumos! Am pus. Până la reprezentanță. Cu siguranță. E bine 20 de lei, domne, până acolo. Poftim? Dacă e bine 20 de lei. E bine, dar să treceți pe la bancă. Cu siguranță. La dăm și semnal ca să fim regulamentari. Da, pe cum să... Haideți, doamne, nu abandonați mașina acolo! Ce vrei, șefule? Aia nu-i parcare, doamne, mergeți mai față, parcați un normal, vă rog frumos din suflet. Da, așa. Hai de capul meu. Dar chiar trebuie să vă arăt eu parcare. Gata, domnule. Colegul? Șefule, dar ce mașină e asta, șefule? De-aia trabandă, l-a tăiat în jumate.
Suntem la bancul, domnule, vă aștept să coborâți și să urcați înapoi, domnule care e. Nu știu cum e Duba, dar s-o ia în momentul ăsta, deci. Să-și ia Duba de acolo, că nu putem parca mașinile. Da, și ia uite ce mi-a făcut ăla. Azi ești Duba? Nu, șeful, eu sunt cu băiatul aici. Cu șeful ăsta. Domnul... Se trezi. Mașina asta e în regulă? Domnul, este total în regulă, da. Dacă a luat ITP-ul, îți dai seama că e bun. Merge. E bun. Băi, nu știu cum să vă zic, dai cam în jumate. Vreți să vă spun eu șef? Cum adică, domnule, merge cu jumătate de măsură? Vedeți-vă de treabă, plecați de aici. Gata, șefule, mâncați-aș gura, dar lănțișorul ăla. Care este, domnule, clientul aici? Eu sunt în mașină. Ok, așteptați puțin. Clientul, vorba vine, nu fac eu... Că vrei, șefule, taximetric cu asta, când e mașina de taxi, vă dați seama, dar... Hai într-o parte. Așa zic eu, e un prieten al meu. Hai într-o parte să vorbim. Păi și prietenul, păi, nu-mi presc, un Mercedes și nouă. Așa îi spune clientul, așa îi zice lui, e corect. Vreau doar bani. Vreau 45 de... Vă pot ajuta cu ceva, domnul polițist? Sau, păi, mă rog, familia mea, mașină ruptă. Mașină. Așa e modelul, doamne, așa e și de fabrică. Păi îți dai seama, domnule, v-am zis încă o dată să plecați de aici. Am uși și eu, n-am voie, loc public. Dar te uiți, dar stai sufletul meu, dacă îți dau de pumni în gură, te uiți mai în partea așa. Domnule, va trebui să vă amentez pentru... De ce aveți jumătate de mașină? Ia uite, bă, dar ce... Da, să duc la mea, dar asta e, ce să fac, ce pot să fac? Un buletin, vă rog. Ți-era foame și dar te avea mașina? Da, bă, dacă din partea... Uitați-le cea, Dumitru Kierpich, mă numesc. S-a moară familia mea, aș cumpăra mașina. Mamă, ce mașină, să moară familia mea. Zici că-i... V-a jucat frumos să plecați de acolo, dar aici că nu pot să mă înțeleg cu domnul ăsta. Gata, vrei, gata, gata. Aici au toți amendouă. Cât este dure amendă? Bă, totuși o să zic motocicleta mea, că vă crezi. 100 de lei, nimic pentru mine, doamne. Bre, domnule, cum ați dat-o? Adică 100 de lei până la mă sunt bani, da? Cât vrei să poți scuteraș? Ce să fac? Uitați aici amendă împreună cu... Cât vrei și șefule poți scuteraș? Să trezi numai bine. Acum atunci mai stau mult aici. Stai liniște, domnule. Unde vă duc, unde stă ca rusii destinația finală? La reprezentant. Domnule, ce motor aveți pe ea, domnule? Vom ajunge cât ați spune pește, domnule. Da. Așa mai face ea, vă dați seama că ne... Își pierde puțin controlul. E, n-am activat tracțiune, controlul de tracțiune. Da. Vă pot lăsa aici ca să intru pe contrasens, domnule? Da. 20 de lei vă costă. Ce mai pe mașina asta, pâine? Uitați așa, domnule, amenda aia. Mulțumesc frumos, să vă dea Dumnezeu sănătate, să trăiți. Să schimba jantele alea după spate. O să le schimb, ce dracule. Ce e cu mașina asta, domne? Numai bine, o zi bună, domne. M-aș gândi să fac mașina asta galbenă. Ca să nu stai poliția dumneavoastră dacă vede că bag clienții în ea, mă înțelegi? Să zic, domne, așa mi-a dat-o de la taxi de acolo, de la sediu. Cu asta mi-a dat-o, cu asta fac și-o treaba, domne, mă înțelegi? Da. Oi, vedea eu să văd. Dacă merită investiția, doamne, că... Asta este. Apoi și la muncă văd o mașină pe jumate. Doamne, dacă cu asta mi-a dat să fac treabă, cu asta fac treabă, vă dați seama că... Mi se pare corect. Ce se face? Dacă... Ce lucrați? Taximetrist, acum veniți să vă obțineți mașina aici, o să o iau de acum. Păi și dacă cere o comandă de aia cu 4 locuri, ce faceți? Doamne, e ruptă. S-a agață și cu un skateboard, cu role, cu ceva, dar e bine. Dom'le, dar cum merge mașina dumneavoastră? Baftă, ce motor are? Cred că trebuie să aibă motor mare ca să tragă. Ca să tragă ce, dom'le? Care 500 de kg? Păi, înțeleg, dar așa n-are rost de spate, mă gândesc și eu că ar trebui să, trebuie să tragă și acolo niște fel. Nu știu, dom'le, eu nu mă bag. Mă înțelegeți? E de la firmă, bă, e de la firmă de taximetrie, pe asta vreau să fac și eu treaba. Cu ea, cu asta fac treaba. Vă rog frumos să mă scutiți de comentarii. Am comandă. Da, asta, domne, care comandă. O zi bună vă doresc. Seară, bă, nu zi. O seară mirabolantă. O seară continuare. Gata, domne, am făcut-o și galbenă ca să fie în concordanță așa, să
pare că ar fi de taxi cum ar veni. Eu primesc 7 comenzi pe secundă, dar mai asociați taximetriști care special când văd că am intrat eu pe tură să fac pe taximetristul, sunt și ei tot domnule, acolo. Domnule, aveți de trecere, ce dracu faceți? Așa că o să-mi iau de la bancă, vreun client ceva, găsesc unde e problemă. Ia uite, l-a scăpat butoiul de bere pe stradă. Iată, acolo avea ce dați trezără, să știți. Iertați-mă pe mine, domnule. Aveam verde. Iertați-mă pe mine. Bă, că îmi fuge cură așa, nu știu. Stați liniștit. Ceva normal, nu? Dacă prind și o comandă pe autostradă, am pus-o. De care? Eu, eu. Ce mașină e? Chiar eu. Eu nu ar putea să chemați, vă rog, un taxi, că am nevoie rapidă de un taxi. Unde am găsit, domnule? Să spuneți unde vreți să ajungeți, care e destinația, domnul Șurule? Domne, eu aș vrea să mă duc ce în Sandy, domne. În Sandy Shore? Da, domne, dar credeți că putem să ajungem? Cum, domne, să ajungem? Doar că va trebui să mă opresc puțin la benzinărie să mai bag ceva benzine. E ok, domn. Că rezervorul e mic, domnule, la mașina asta, că e băgat tot acolo, lângă motor. Facem așa un mic acolo, prin la benzinăria aia acolo, opaș. Mamă, domne, dar să dă de cur mașina asta. Să dă, domne, că... E 4x4, cred că, domne. E 2x2, domne. 2x2? Dar de ce să zice 2x2, domne? Pentru că are două roți, domne. Cred că ați făcut așa multă școală, că v-ați dat seama singur, domne, chiar nu ar trebui să vă dau indicii. Nu prea am făcut, domne, școală, mi-a plăcut școala. Atunci sunteți inteligent în naștere, domne, că v-ați prins, că are doar două roți și nu știu când v-ați prins dumneavoastră, dar... Posibil, domne, nu vă contrazic, domne. Îmi place să dau șpagă, domne, mai mult. Eu înțeleg, să vă puneți și centura de siguranță, vă rog frumos. Am pus-o, domne. Haide să mergem. Ne prind doar la benzinăria asta puțin și continuăm spre Sandy Shores. E sigur, domne, cum să nu. Mai pierdea controlul așa că n-a. Domne, dacă... Dacă vă doare fundul de la scaun, să știți că e din cauza străzilor, domne, că n-avem străzi. E posibil, dar nu cărăche și mașina asta o leacă asfaltul așa, nu, domne? Nu, domnule, dacă aveam stres, chiar lumea avea stres, domnule. Fac și o țigară până fac până asta. Nu fumați, domnule, benzinărie. A, nu fumesc, avem poliția. Puteți fuma pe drum, nu e problema, că oricum e aerisire, nu e problemă. Mamă, ce mașină lăsă moară fămii. Iar am dat de ăștia, domnule. Da, domnul. Ce, ce zonă e pe contrasens mai în față? Care contrasens, bre? A venit de pe contrasens, domnule, l-am văzut și eu cu ochii mei și clientul de mașină la fel. Nu, bă, n-am fost pe contrasens. Sigur, contrasens. Eram la magazin acolo, îmi pare că l-așteptam pe colegul. Chimați un taxi, când nu am telefon la mine, când l-am pierdut. Nu, bă, nu mi-aduc aminte. Trebuie să ajung rapid în Sandy Shores. Are un prieten de-a mea nevoie de ajutor să-și pune niște perdele în casă. Băi, dumneavoastră nu sunteți pe drumul de la bloc cu mașină de pe autostradă. Poftiți? Mai sună un coleg, dacă aveți nevoie, mai chem un taxi, doamne, nu-i problemă. Dacă puteți, vă rog frumos, că nu sunteți vreți dumneavoastră. Păi eu deja sunt într-o cursă cu domnul de aici, doamne, îl duc tot în Sandy Shores. Eu așa țin minte verde, v-am zis. Mii de scuze. Trageți mașina aia acolo, haideți. Da. Haideți, domnul client, să urcați în mașină, că mergem spre Sandy. Haideți, domnule, că am tras noi la caier aici. Cam miroase urât în benzinărie, dar aia e. Ce se faci, doamne, asta e că... Cu mirosurile astea, doamne! Ce să faci, doamne?
N-ai ce să faci, domnule? Nu știu, domnule, am pus o fie frică de poliție și a domnule ceva de neexplicat, domnule. Da, mi-a luat și eu aminte de 100 de lei mai devreme, domnule, da? Rezolvați cu mașina aia, domnule. Ce se face? O zbiera la dumneavoastră să rezolvați cu mașina. Poftim? Zbiera la dumneavoastră să rezolvați cu mașina. Ce se rezolvă, domnule? Poliției, domnule. Păi și să rezolv ce? Nu știu, domnule, e video și, domnule, că merge mașina asta prea bine. Domnule, eu sunt conștient că e cea mai bună mașină de lume. Dar dacă pe asta a primit-o de la, muncă, domnule, să fac taxi cu ea, ce zrat, domnule, să fac? Să dau demisia, să caut altă mașină, că nici eu n-am domnule așa de mulți bani, mă înțelegeți? Vă înțeleg, domnule. Și pe lângă asta, mașina duce, domne. E motorul sănătos. Nu știu care a tăiat-o, dar a tăiat-o aiurea. O fi avut vreun proiect cu ea sau ceva, nu știu ce se întâmplă. Aia contează, domne, să tragă motorul, domne. Trage motorul. V-aș ruga să vă țineți puțin mai bine, domne, că sunt străzile astea așa... Domne. Iertați-vă pe mine. Oricum, motorul e motor, domne, duce. Eu mă țin și cu mâinile de scaun, domne. Vedeți că aveți acolo sus, sunt dreapta și eu manivele, îți vă țineți de ea. Da, da, am văzut-o, domnule. Dar parcă mai bine mă țin de scaun. Nu mai să nu mă ia o vomeală, ceva să vomi naiba pe aici. Stați liniștit, domnule. Dacă vomitați, doar vă uitați un pic în spate și vomitați pe autostradă, nu e problemă. Că avem și aer condiționat natural. Am observat, domnule. Domne, mi se pare mie să iese fum din mașină, domne. Nu e, domne, de la scânteile astea. De aer condiționat, cred că, domne. Bă, ca să ajungem dracului până acolo, știi? Și dumneavoastră, cu ce vă ocupați? Ce să mă ocup, domne, cu mai multe chestii, domne. De-aia mă și urmărește poliția mai mereu. Hai, vă urmărește poliția, te-ai căutat? Cam așa ceva, domne. Am absolvit și o facultate acolo și fac și niște bani așa, mai pe șuștache, dacă mă înțelegeți. Am încercat, domne, și eu anumite modalități de a face bani. Dar sincer nu sunt de mine tot chestiile astea, eu parcă tot cu taximetria mă înțeleg mai bine. Bă, înțeleg, domne, că și mie vine cu toată să mă angajez și eu așa să fiu și eu ca dumneavoastră, domne. Am lucrat, domne, la brutărie, dacă știți brutăria. Da, domne, o știu și brutăria, domne. Tot așa ca șofer am livrat făină acolo pentru băieți. Dar... nu știu, domnule, parcă tot taximetria e de mine, adică mi-a intrat așa la suflet. Ultima și nu pot să mă las, domnule. Ultima oară, domnule, m-a prins poliția cu grămadă marfă la mine, mi-a dat 10 ani de părnai. Ce vorbești, domnule? Da, domnule. 10 ani, ui și cum te cheamă, domnule, dar abia mi-am amintit cum o cheamă. Eu sunt Dumitru Kirpici, încântat de cunoștințe. De asemenea, să trăiești, colegul, să trăiești! Eu Al Capone, domne, Alexandru, domne. Al Capone, Alexandru, domne? Da, domne, da. Ești bine, colegul? Să trăiești, coleguțul, sunt bine, da, am o curs aici până se indiciuș. Aha. Vezi, domne, colegul meu nu are curse. Da, domne. Nu știe cum să comporte și n-are și el un... cum să zic eu, un lux în mașină, un confort în mașină. Cred că ăla a dat șpagă, domne. A dat șpagă, cred că are o mașină mai bună. Asta cred că da, pe oricum să înțelegem mai bine cu șeful. E mai pupăcios așa el de fel înseamnă, domne. Mai bagă și limba, domne, cu toată cur, nu e doar pupăcios în cur, adică... eu sunt mai sincerit așa, domne, dacă nu convine ceva, îi zic omului, știi ce zic? Cu timpul o să vă ia capul, domne, și luați la bătaie, vă spun eu, din propria experiență, domne. O să-l bat să cace pe el, domne, că eu sunt și musculos așa un pic. În ce scuze pentru tumbele astea, dar
E de la drumuri, domne, că așa-s drumurile de România. M-am obișnuit, domne. Aia, acum ce putem să facem? Nimic. Mai vorbim cu primarul să remodeleze pe aici cu asfalt de la mai nou. Se pune și la asfalt, domne, de la de 96. Da, domne, normal. Că de când a murit Ceaușescu nu s-a mai mișcat un deget, domne. Da, domne, bagă mult în buzunar, domne. Păi acum dacă nu mai Ceaușescu, toată lumea mănâncă de unde apucă, domne, bagă pentru ei. A, să știți că cam așa e peste tot, domne. Dacă trăia Ceaușescu, opaș. Hai că s-au dus și mesele astea dacă e... Ăle dracu oricum e blindul ăla putrezit. Deci am, dacă trăia Ceaușescu acum, doamne, aveam și eu, mergeam și eu cu un BMW, cu un Mercedes la taxiul ăsta, nu stătea cu o jumătate de mașină. Cam asta e problema. Domne, da, mai bine cred că mergeam cu motocicletă, domne, nu are, vezi, motocicletă la taxiuri acolo. Poftim? Darea mai de adrenalină, motociclete, domne, motociclete. Nu ne lasă, domne, doar cu mașina. Era adrenalină, domne, cu motocicleta. Era, domne, dar și acum e adrenalină așa, când vezi cântele la parcă e artificii, parcheziua cuiva. Ia uite-l și pe ăsta, mă, încă... Parcheziua cuiva așa, mereu, domne, când merg cu mașina asta. Mamă, cât îmi place, domne, cum face, domne. Domne, domne, ce, domne? Hai, nu luați mai ușor, domne, nu vedeți că avem probleme. Să moară familia, domne, la ce ai, domne, de zbieri. Să mă... Alo. Aoleu, doamne ferește. Eu am tras pe dreapta, am crezut că vrea să vorbească cu mine, dar omul nimic. Ei, mai da și prioritate, domne, le-a lăsat să treacă. Da, normal, domne, că sunt om simțit. Da, domne, cu probleme, cu semnalizările, cu astea n-aveți la mașină, nu? Nu, domne, uite, semnal stânga, semnal dreapta. Nu știu, domne, că acum stă mașina, dacă vrei scoborul ăla, că să mă uit dacă merge semnalizarea, domne. Merg semnale, stai liniște, domne, că sunt toate funcționale. Adică ambele, că două. Și unde vreți, domne, să vă las mai exact? Puteți să mă lăsați și în Peco, domne, unde e mai ușor, domne. E bine, domne, aici. Da, sper că se poate plăti cu cardul, domne. Se poate plăti, domne, și cu cardul și cu astea. Bun, domne, hai să vă dau aici, domne. Domne, dar nu am atât de taxi. Benzina mi-a luat până aici de vreo 50 de lei. Și mai dați și dumneavoastră 20 de lei de curse. E ok, mă gândesc. Sigur, domn. Vă simt respirația în spate acolo, să știți, vă rog frumos să vă îndepărtați un pic. Păi, na, că ne-am șocat. Emelia, să găsim, domne, aici am scos telefonul ăsta, să ne uităm pe el aici, să vorbim, să trimitem bani. Da. Dar ce mașină e asta, domnul? E Dacia, domnule, Super Dynamic Sport, scrie pe acolo. Aaa, da, ia. Domne, nu vă supărați pe mine, dar... Ma? Ați luat-o la jumătate de preț, sau? A luat-o la reducere, domnule. La jumătate de preț, cred că a luat-o, domnule. Domne, haide să mergem acolo așa la jumătate de mașină, domne, să scoatem banii, că nu știu ce are, domne, dar nu îmi dă voie aici să... Nu răspunde, cred că e târziu. Nu, cred că a luat-o pe datoria, dar jumătate acum și jumătate mai încolo. Cred că astea cred că e tracțiune spate. Ce glume de căcat au buiți ăștia? Ăștia, cred că vrea să vă furie mașina, e invidioși, domne. Invidia e mare, domne. Dar sincer să vă spun, parcă și eu sunt invidios acum, domne. N-aveți de ce, domne, că... Vă tot duc acolo, uite, și la bancă, și peste tot, nu e problemă, pot fi și șofer personal. V-aș da, domne, opa! Așa mai facea, domne, de bucurie. O mașină forță pe mașina asta, domne. Uite-și pe asta. M6 cu neoane, domne. Poftim, domne? Ala e ghinionul mare, că vă luați amendă mereu, domne. Mi-am luat o amendă astăzi, nu poate să-mi dă două amenzi pentru că am mașina avariată de două ori pe zi. Nu o dați, domne, taxiul ăsta nu-l vindeți.
Taxiul ăsta dacă-l vând? Da, domne. Pe ce, domne, al meu e de la muncă? Păi, hai să vorbesc cu patronul, poate îl dă pe un M6 cu neoane, domne, că am nu știu, domne, vorbesc cu patronul, faceți ce vreți dumneavoastră, nu știu. Nu doresc să mă implic în vânzarea mașinii pentru că nu e a mea, domne. Îmi place, domne, cum face Dumba. O rupe pe Dumba. Auzi, voi. E de la stres, domne, că sunt străzile proaste rău de tot. Bă, cred, domne, că am intrat și odată într-un stâlp. Nu m-am mai ținut nici frânele de... Ați văzut? ...la grupile astea, domne. Auzi, caute, alt coleg pupincurist. Are mașină întreagă. Are limba ascuțită, domne. O avea și limba ascuțită. Cam greu de ținut controlul, domne, pe... Autostradă, uitați și vă de la asta. Uite, aici e pământ de la mai așa, mai, nu pământ, asfalt de la mai nou. Au încercat să peticească și ei pe aici. Mamă, domne, dar scoate scântei în spate, cred că râcă e rău asfaltul, domne. Nu, e doamne de răcâit că nu îl afectează așa tare. Cred că cu asta e bună să te duci și la Arad, domne. Unde, domne? La Arad, la Arad, domne. La Arad, da. Am crezut că la Arad, domne. Vrei să mergem la Arad? Nu, domne, că acolo sunt turi de mă tot caută mereu să mă bată, domne. Înțeleg. Mă omoare. Domne, o să vă las aici, asta este destinația finală, da? Închis-o. Da, domne, stai să scot acum și eu, știe, bani. Să vă dau banii aia, domne. Revin în 2 secunde, domnule. Nici o problemă, domnule. Așa cursă lungă, domnule, așa cursă lungă. Domnul, am da, o ofertă pentru dumneavoastră. Vă dau cazanul ăsta la aia, gen, schimb pe schimb. Na, nu pot. Nu tu vrei, domnule, dai eu, domnule. Taxiul. Da. E taxiul, domnule, mașina de serviciu nu e mea. Da, bă, asta e fata, vreau să mă apuc și eu de taximetrie, că am înțeles că se pică mult. Păi și mergeți, domnule, angajați-vă și vă dă o mașină pe care o apucă, domnule. Da? Haideți, domnule, să vă dau banii, că după aia dumneavoastră mă căutați și mă bătesc la cât de mușchiulos sunteți, domnule. Exact. Sunt așa bani, bine făcut, domnule. Mi-e plac ochelarii lui, domnule. Bă, să nu te aștept, da? Da, 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 așteaptă mai. Uitați, domnule. Stați-a și stați așa că vai. Să vedem cât ați că costă, domne. Vreo 70 de lei, 80 de lei pe acolo, domne. Cât de-ți dați dumneavoastră? Că nici n-am mers pe ceas, că asta nici ceas nu mi-a dat la ea. Uitați, domne, mai mult că după aia dumneavoastră mă căutați și cine știe ce faceți. O, doamne, ce o, doamne. Vă mulțumesc frumos, domne, să vă dea Dumnezeu sănătate. De asemenea, domne. O să mă duc aici la poliție pe acolo. Serviciul ăsta, domne. Sigur, sigur. Am mașina aici la serviciu. Nu mai bine, o zi bună vă doresc. De asemenea, domnule. Dacă aveți probleme cu coloana, să nu veniți la mine, domne, vă zic, da. Nu, domne, că mi-o faceți jumătate, mi-o tăiesc dumneavoastră. Domne, ferește. O zi bună, mă duc către asfințit. Am nevoie de taxi doar 13 lei. Păi 13 lei mi-ajunge să ajung. Nici n-ajung măcar până în oraș, domne. Da, fraților, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut acest mirobolant episod, nu uitați să vă abonați canalului. Iar noi ne revedem data viitoare. Pa!